Domnul Simion, în toate combinațiile enumerate de domnul Palada, cu excepția celei cu Putin, figurați în turul 2, candidați? Nu candidez. Avem oameni mai buni cu care România se poate mândri. Cum ar să fi? Fie președinte. Păi sunt mulți, domnul Ciutacu, o să începem discuția cu ei, pentru că am intrat deja în campanie pentru alegerile prezidențiale. Deja? Mă gândesc la președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, mă gândesc la expertul ONU pentru dezvoltare durabilă, Călin Georgescu. Lista e lungă, important e să avem un singur candidat al Forței Naționaliste Suveraniste, care să reprezinte AUR cu succes la Palatul Cotroceni. Nu am niciun dubiu că acest lucru se va întâmpla. Avem deja echipa de campanie. Dar avem de ce vă pregătiți de campanie? Domnul Iohannis e președinte în funcție și după socotelele mele mai are 3 anișori. Asta calculați dumneavoastră. Noi v-am uimit anul acesta cu multe lucruri pe care le-am spus și s-au adeverit și pregătim și suspendarea și apoi demiterea lui Klaus Iohannis. Când începe campania de suspendare și ulterior de demitere a domnului Iohannis? A început pe 1 noiembrie, avem aproape de 600.000 de semnături și începem în forță după 1 noiembrie să ajungem, sper, la ținta de 3 milioane. Vă trebuie acum o treime din parlamentar, domnul Simion, ca să demarați legal procedura. Eu știu, dar între timp, văzând sondajele, poate se răzgândesc și cei de la PSD. Avem și deja șef de campanie. Cine? Strateg. E un domn care a mai făcut câțiva președinți. Cred că ați auzit de el, domnul Adrian Tis. Mergem pentru prezidențiale cu dumnealui să vedem. Domnul Tis e șeful de campanie al partidului noastră? La prezidențiale, că le luăm așa segmentat, da. Păi și domnul Tis va conduce și campania de demitere a domnului Iohannis? Sau dânsul se apucă, după cel de jos? Când conduc eu, mergem până la cap. Nu. Campania de demitere a președintelui Iohannis e condusă de președintele Iohannis. El e cel mai bun conducător. Perfect, bună. Adevărat. Da. În rest, nu știu, cu sondajele astea vreau să vă zic, domnul Ciutacu, pe noi nici nu ne băgau un sondaj înainte de 6 decembrie. E drept, a băgat domnul Palada. Eu cred că avem mult mai mult și așteptăm alegerile anticipate să arătăm că trecem de 30%. Românii s-au săturat de mizeria din Parlament și românii vor veni alături de AUR, singura forță care ține cu ei. Domnul Chiriac, era o reclamă pe vremuri cu Viitorul sună bine. Pare să se aplice cel puțin în privința domnului Simion și a partidului pe care domnia s-a fondat. Da, domnul Simion crește ca făt frumos. Și domnia sa și partidul pe care îl conduce domnia sa. Eu am însă o singură întrebare, că am auzit o declarație din AUR și spunea, bun, ca orice om corect, până la urmă cinstit, domne, zice, n-am afaceri cu statul, n-am avere, n-am făcut nimic, n-am tâlhărit, n-au ce să-mi facă. Domnule președinte, faceți cumva greșeala să credeți că vinovăția sau nevinovăția au vreo relevanță în fața statului subteran? Domnul Chiria, că respect experiența dumneavoastră, sunt sigur că ați văzut multe, pentru că dumneavoastră ați fost și 92 la Tiraspol, la războiul acela împotriva românilor. Acum, ce vreau să vă zic? Bibliografie aveți, așa este, eram corespondent de război, am fost la Adevărul, așa este, da. Am fost mie îmi place să citesc, da. Ricardo Estariol, la Vanguardia, din Barcelona. Așa este. Știți cum? De-o fi una, de-o fi alta, s-o fi scris și pentru noi, bucuroși, le-am duce toate de epace, de război. Mie îmi place mult să merg prin țară, v-am zis, am fost azi cu un altul Teodosie. O să discutăm special despre asta, domnul Simion, nu dezvăluiți surpriza. Am fost la Pujurâta, am dat pe un primar de patriot acolo. Și totuși vă pun mereu această întrebare, domnule Simion. Pe Valea Rodnei. În țară, am fost în multe țară, spări și vreau să-i zic domnului Chiriac. În țară și dacă se întâmplă cât a spus domnul Mirel Palada, 30% e un rezultat excepțional. Însă vă pun mereu această întrebare, fiindcă am văzut vă multe. La prima. În plan extern. Vă zic și cu Bruxelles. Vă zic și cu Bruxelles. Deci să vă răspund la prima întrebare, că v-am zis ce-o fi scris și pentru noi. Eu le zic așa oamenilor cu care mă văd, că avem mulți susținători peste tot. Azi la Maierul, în Bistrița Năsăud, am fost foarte mulți. Mâine la Bârsana o să fim și mai mulți în Maramureș, unde cred să fac și rebelionul. Dacă mă omoară ei pe mine,
o să vă rog să-i omoră și voi pe ei. Bine, metaforic vorbim. Știți? Adică dacă oamenii sunt alături de noi, nu știu, acum nu mai o avem pe Chiove și nu mai sunt asasinate din astea, metaforic vorbind, la comandă juridice, o să vedem. Eu știu că românii sunt peste tot cu noi, că îi văd reacționează când mă întâlnesc cu ei pe stradă. Păi, acum cu Bruxelles, noi suntem într-o familie politică europeană onorabilă, familia conservatorilor și reformiștilor europeni. Vrea și domnul Victor Orban să vină în familia noastră, să vedem dacă îl primim sau nu. Oh. Trebuie să mai renunțe la pretențiile cu Ardealul. Și suntem pe un tronson bine determinat, pe tronsonul suveranist, cel moderat al conservatorilor și reformiștilor, din care face parte și partidul de guvernământ din Polonia și alte formațiuni onorabile din toată Europa. După mitingul din 21 decembrie, sunteți informat? Vi s-au deschis ceva dosare penale? Eu înțeleg că s-a făcut o celulă de criză ca să analizeze cazul George Simion și să vadă pe ce pot să-mi facă dosare penale. N-au găsit până acum. Am informații de la cei care au fost la masa asta rotundă că n-au găsit, dar mai caută. Poate mai caute cât vor. Eu am toată biografia publică, n-am semnat, n-am violat. Aștept să mă... Dosarul penal e pe instigare la violență, ocupare de clădiri guvernamentale, pe tot ce nu s-a făcut pentru cei din 10 august care au încercat să ia cu asalt clădirea guvernului. Pentru cei care chiar au fost violenți și au dat în jandarmi, da. Mă rog, viața. Deci pe asta nu că ați furat ceva, ci pe faptul că ați instigat la violență. Înțeleg că sunt pe cale să facă dosar penal, ceea ce vă va ține ocupat. Nu înseamnă că o să vă și condamne. Da, ținutul ăsta... Nu mă ține ocupat, ne dă subiect aici, să comunicăm direct cu poporul prin televizor. Deci nu, să facă asta, eu îi îndemn, pentru că e calea sigură să creștem în sondajele domnului Palada, care de altfel a fost generos cu domnul Câțu. Nu vine să cred că are 6% încredere, domnul Câțu. Am primit și eu un pachet de Crăciun și a trebuit să-l pun la 6%, n-am avut ce. Oameni ca lumea, domnule, întotdeauna românii să împacă de Crăciun. Domnul Simion, fiindcă toți vorbeați de întâlnirea cu preanaltul Teodosie, haideți să vedem, doamnelor și domnilor, un pasaj, nu știu cum să-l denumesc, un fragment din discursul, sper că nu greșesc predica. Terminologie, din predica înaltului, vedeți, mă corectează domnul Simion, am și eu micile mele scăpări, care face referire, domnilor și domnilor, la invitatul nostru din această seară și la partidul pe care acesta îl conduce.